Lăudat, a Lui să fie slava și închinarea noastră, pentru că, fiind după amiaza acestei zile, putem să ne bucurăm de binecuvântările sale, de binecuvântarea cuvântului său și astfel să fim îmbogățiți, cum spune Evanghelia, cu multe adevăruri duhovnicești de folos vieții noastre. Zicem bun venit prietenilor noștri, oaspeților și musafirilor. Și vrem să spunem de la început că și în seara aceasta vom avea o întâlnire bogată în învățături și în adevăruri de mare folos pentru înțelegerea adevărului fundamental al întâlnirilor noastre, anume că Dumnezeu, Tatăl nostru, Marele nostru Creator, Bunul nostru Mântuitor, este alături de noi în toate nevoile noastre, vrea și poate să ne ajute în rezolvarea lor. Oare, acum, la 17-a întâlnire, când suntem în seara aceasta, la 17-a ocazie din aceste serii de întâlniri cu caracter evanghelistic, cu scopul de a ne apropia mai mult de Dumnezeul nostru, mă întreb, oare, suntem convinși? Am ajuns să avem convingerea că avem un Dumnezeu adevărat, viu și real, care este chiar interesat de toate problemele noastre, oricât de mici, oricât de grele, și că vrea și poate să ne ajute în rezolvarea lor spre binele nostru. Cred că mai avem de învățat. Cred că mai avem multe lucruri de înțeles cu privire la acest adevăr, subliniez, fundamental al existenței noastre. Pentru că, așa după cum spune la un moment dat, un cuvânt inspirat, atunci când noi vom ajunge să credem cu adevărat că Tatăl nostru este lângă noi, atunci viața noastră s-ar schimba. S-ar schimba mult de tot. Am trăit ca Enoch alături de El și ne-am bucurat de binecuvântarea Lui, de ajutorul Lui și ar fi o bucurie continuă și o mărturie puternică pentru lumea aceasta care merge din greu mai greu, spre mai rău, după cum spune protecția biblică, spre un final fatal pentru aceia care trăiesc fără Dumnezeu. Stimați prieteni, ne-am bucurat de adevăruri mari, dar și în seara aceasta, și mâine seară, și apoi și după ce vom încheia această serie, vom începe alte întâlniri care să ne apropie de Cuvântul Minunat al lui Dumnezeu și să putem trăi o viață, copiii, tineri sau vârstnici, bogați sau săraci, tineri sau vârstnici, o viață care să fie cu adevărat un succes real, un succes dumnezeiesc. Pentru seara aceasta, programul nostru bogat cuprinde în principal punctele frumoase pe care le vor prezenta tinerii noștri musafiri din Constanța, corul bisericii de asemenea, apoi punctul de sănătate în seara aceasta va fi alcătuit din două părți. După cum spuneam de dimineață, oaspetele nostru, musafirul din America, fratele Mircea Dragomir, 50 minute, ceva despre cum vede un român american de 24 de ani lucrurile care privesc sănătatea noastră. Pare că dânsul lucrează într-un domeniu din acesta care vizează un stil de viață sănătos. Apoi, partea a doua a punctului de sănătate, domnul doctor Ciobanu va continua să ne aducă lucruri importante din acest domeniu atât de frumos și de important al vieții noastre. Partea principală a meniului mesei Domnului din seara aceasta ne va fi oferită de fratele Câmpeanu Ioan, secretarul unii noastre, zicem, bun venit în biserica noastră și ne vom bucura de cuvântul Domnului adus prin dânsul. Domnul să ne ajute, binecuvântarea Lui să ne însoțească și Duhul Sfânt să facă o bună impresie, mântuitoare impresie asupra noastră prin cele ce vom auzi în seara aceasta. Domnul cu noi! Amin!